Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a desfășurat în perioada 18 noiembrie 2019-6 ianuarie 2020 acțiunea națională Foc de Artificii pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă. Polițiștii au derulat 47 de activități de prevenire în școli, au controlat 13 persoane fizice și juridice autorizate și au efectuat 72 de acțiuni și controle în complexe, piețe și alte obiective. Astfel au fost depistate 28 de persoane fizice și juridice neautorizate, fiind constatate 25 de infracțiuni și aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 49.000 de lei. De asemenea, au indisponibilizat în vederea confiscării 144,5 kg de articole pirotehnice. Din cauza nerespectării legislației privind articole pirotehnice, două persoane au suferit vătămări corporale. Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an.